Asta e garsoniera Kaleidoscop a celor de la Impact. M-am apucat să filmez pentru că, bineînțeles, am probleme cu netul. Nu se vrea să se conecteze. Și ca atare, fac din nou pe Steven Spielberg, dacă vreți. Oricum, pentru că nu știu când o să se conecteze internetul, nu știu nici când o să vedeți voi acest film. Dar datoria mai presus decât toate, nu-i așa? Suntem în living, ca să zicem, în cameră, da? Televizorul, o mustă de cafea, o chestiune cu rafturi, nu mă pricep la mobilă. Arată plăcut. În față e un spațiu de depozitare, da? Un fel de dulap, dacă îmi permiteți. Aici este baia. O să încerc să intru în ea, dar nu știu ce o să vedeți, pentru că e mică. Dotat așa, mie garsonia asta mi se pare de burlac, însă are foarte multă lumânărele, miroase foarte frumos. A tot felul de substanțe pe care le folosesc doamnele, iată și un burete, sau ce e ăla, ceva. Așa. Mai țineți minte că ziceam la celelalte ediții de home cover că mi-ar plăcea să văd finisaje în culori ceva mai vin, baia e bine. Iată aici, faianța este portocaliu cu alb, gresia portocalie. N-ai zice că arată rău, nu sunt fan al portocaliului, ba din contră. Dar vorbim de politică. Acel birou pe care îl vedeți se coboară sau se ridică, pentru dacă îl ridici creezi mai mult spațiu. Nu o să ridic acum că nu vreau să dau nici aparatul foto, nici laptopul pe jos. Încă un dressing, un șifonier, un dulap, un ce vreți voi aici. Bineînțeles și o veioză care e foarte interesant mascată când ridici birou. Mă gândeam să mergem în bucătărie, dar nu o să mergem. Aici unde vedeți aceste uși este centrala termică. Bineînțeles că cineva sună. Și nu o să răspund. Asta este minunatul perete care se trage. Și am dat ceva pe jos. Și în felul ăsta livingul devine bucătărie. Ok. Am transformat livingul în bucătărie. Cuptor cu microunde, mare gaz electric cu două nuchiuri, făcător de cafea, că am uitat cum îi zice. Aici este un frigider pe care îl folosesc, după cum vedeți. Da, chiuveta. Pe aici tot felul de dulapuri de bucătărie. În caz că vă întrebați, da, există și hotă. Bun, vedeți, suntem în exact aceeași cameră. Cu peretele mișcat. Ok, o să dau peretele la loc, dar întâi să închid. Da, și tehnica modernă este la mama ei. Ok. Peretele ăsta, din câte știu, sper să nu mă înșel, costă ceva bănuți și e garantat pentru niște mii de întoarceri. De genul ăsta pe care o fac eu acum, ca să transform din nou camera în
și să prind o pungă. Ok? Gata. Transformat din nou camera în living. Adică aici s-a transformat în birou. Cam asta ar fi prima filmare din testul home cover din Greenfield în garsoniera Kaleidoscope.